Reprezentativele României și Columbiei așteaptă internaționale. Ladies and gentlemen, please rise as the 300th Army Band plays the national anthems of Colombia and Romania. Aceasta este echipa Columbiei. Tricouri albastre, chiloți roșii, jambiere roșii. Reprezentativa României în echipament complet galben. La Los Angeles o zi foarte călduroasă, 34 de grade la soare. După ce în urmă cu câteva zile a plouat, dar aici se spune că niciodată nu plouă mai mult de două zile consecutiv. Speram într-o temperatură mai scăzută, dar la 34 de grade Celsius, probabil echipa columbiană este avantajată din acest punct de vedere. Capitanii celor două formații, Gheorghe Hagi și Carlos Valderrama, trag la sorți terenul. În tribune, aproximativ 100.000 de spectatori. Printre cei 100.000 de spectatori prezenți pe stadionul Rose Bowl, un număr record de suporteri columbieni, 50.000. Alți 10.000 au rămas la porțile stadionului. Atac neregulamentar al lui Florin Răducioiu. Golgheterul echipei noastre în preliminarele campionatului mondial, în care a marcat 9 goluri. Valencia și lovitură liberă pentru columbieni de la marginea careului. Foarte periculoasă poziția din care s-a acordat această lovitură liberă. Trage Asprilia în zidul nostru. Foarte bine, băieți. Care de pătrundere a lui Asprilia. Apare și Belotedici, driblează Asprilia. Centrează și corner Belotedici. 1-0 pentru România. Perez a șutat Valencia și a respins cu un reflex Bogdan Stelea. Bravo, Bogdane! Minutul 19. Mulțumesc, Ionel Stoica. Suntem în minutul 23 din prima repriză. România-Columbia 1-0. Și încă un corner în favoarea columbienilor. Și balonul extraordinar apărat de Stelea în fața lui Rincon, de la aproximativ 2 metri. Rincon nu reușește să-l învingă pe portarul român, din nou excepțional. Bravo, Bogdane! Să sperăm că vom revedea această fază începută dintr-o lovitură. Încearcă să-l surprindă de la distanță pe Cordoba. Extraordinar! Ce ochi a avut Gică Hagi! Portarul columbian era ieșit din poartă și n-a lipsit mult, prindă printr-un șut. Observați, vă rog! În forță cercarea de pătrundere a lui Rincon și respinge Belotedici în corner. Miodrag Belotedici de la Valencia, un libero de mare clasă. Extraordinar! Gol! Hagi! Gică Hagi! Golul 23! Pentru România! 0 pentru România! Gică Hagi a reușit să-l prindă pe portarul columbian. Cordoba a ieșit din poartă, a încercat-o și puțin mai devreme. Acum suntem în minutul 34 și revedeți această extraordinară. Mare spectacol înscris de Hagi de la aproximativ 35 de metri. Și cartonaș galben pentru Florin Răducioiu. Perez a avut o religie sportivă din fotbalul. Observați cum se concentrează apărarea columbiană pe partea stângă a atacului nostru, acolo unde se află trioul Hagi, Dumitrescu, Răducioiu. Și Gică a suportat un faul cam dur. Am ocazia să vă spun că două dintre cele mai populare sporturi în America, hocheiul și basketul, au avut programate coincidență. Și gol marcat de Columbia prin Valencia.
Jamal Al-Sharif fluieră sfârșitul primei reprize. România-Columbia libero al echipei noastre. Acțiune al lui Răducioiu. Reușește să scape de un adversar. Îl are în față pe Escobar, care respinge în corner. Hagi. Ofentă, un dribling, al doilea dribling, pătrundere, șut al lui Ildie Dumitrescu. Italian sub conducerea lui Mircea Lucescu. A tras Florin Răducioiu, autorul golului din minutul 16, jucător la AC Milan. Golgheterul echipei României în preliminarele campionatului mondial. 9 goluri înscrise. Prin apărarea aglomerată a reprezentativei noastre, minutul 7 din repriza a doua. Faultat de la spate Hagi de Valderrama, care va primi cartonaș galben. Într-adevăr, arbitrul sirian. Acum Strilia și foarte bun din nou Stelea, excelent plasat. Insista Strilia, ajută și Rincon, luptă extraordinar. Lupescu cu Massimino să atace acum prin Valencia și ratare la poarta lui Stelea în minutul 17 din repriza a doua. Două driblinguri ale lui Asprilia. Să sperăm că va putea să dirigeze în continuare apărarea reprezentativei române, care contraatacă acum prin Ilie Dumitrescu. Lovitură liberă executată de Gică Hagi. Și vine Dan Petrescu, care ca întotdeauna este deseori prezent la finalizare. Finala pentru locul 3-4 și finala mare. Lovitură liberă pentru Columbia de la aproximativ 22 de metri. Pare că va executa Rincon, care își ia un elan mare și trage mult peste poartă spre bucuria noastră. Mai sunt tensiune echipa României în atac. Lupescu faultat la 22 de metri lateral stânga. Ionuț Lupescu de la Bayer Leverkusen din Germania. Mirată, respectată, trage Hagi peste zid și peste poartă. În fața mea, colegii de la Radio România Actualități, Teoharie Coca-Cosma și Dan Voicilă. Transe echipa noastră, Răducioiu în fața lui Cortoba, reușește să sugreve un gol! Am câștigat! Victorie! Echipa României conduce cu 3-1. A marcat în minutul 89 Florin Răducioiu. România-Columbia 3-1. Iată că echipa noastră, care începuse să zâșnească în atac, a reușit acum dintr-o pasă excepțională a lui Serime și după asta și aruncă apoi lui Hagi. Fluier final, victorie România 3-1 contra Columbiei. Goluri marcate de Florin Radu Răducioiu în prim plan. Două goluri în minutele 16 și 89. Hagi în minutul 34 pentru adversarii noștri. A marcat Valencia în minutul 43. Mare victorie românească pe stadionul din Los Angeles, pe cea mai mare a...